că Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unui a născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, căș faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină, ca să se arate faptele lui, că în Dumnezeu sunt săvârșite. Amin. Am citit cuvântul acesta despre judecată ca să vedem un pic că Evanghelia din ziua de astăzi nu este exclusivistă despre judecată. Părintele Iustin zice că este vârful icebergului care se va vedea. Dar în spatele faptelor se ascund mult mai multe altele. De aceea judecata lumii ne depășește pe noi. Asta e primul lucru despre judecată, trebuie să fim convinși că ne depășește și tocmai de aceea suntem îndemnați să nu judecăm. Dar interesant că Evanghelia și Mântuitorul ne spune că n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume să judece lumea. Deci Isus Hristos ne vorbește despre o judecată finală, că va fi judecător, dar acum El nu este judecător. Și părinții bisericii spun, este o broșură acolo în spate, când am citit-o, m-am uimit foarte mult ce adâncă este, zice, oricine judecă pe altul, îl dă jos de pe tron pe Hristos, pe tronul ăla de la sfârșitul lumii, că acum el stă să mântuiască lumea. Deci scopul mântuitorului nu-i să judece, ci să mântuiască lumea. Și dacă noi judecăm pe alții, îl dăm jos de pe tron și ne punem noi pe tronul de judecător, adică suntem antihriști. Eu m-am cutremurat un pic. Deci oricine judecă cât de puțin pe semenul este antihrist. Acum mă duc mai departe cu Evanghelia aceasta. Zice, cine crede în el nu este judecat. Și a zis și fratele Victor, așa aici, cuvântul acela, că cel ce crede și ascultă, nu mai vine la judecate. Tare mult m-am frământat de cuvântul ăsta. Am zis și dimineață un pic. Unii părinți ai bisericii spun că Evanghelia din ziua de astăzi nu este adresată celor credincioși. Și e adresată tocmai celor necredincioși. Pentru că cel credincios nu mai este judecat, că s-a judecat el pe sine. Că zice, dacă nu ne judecăm pe noi înșine, nu mai suntem judecați. Acum, ce înseamnă asta? Mântuitorul zice, aceasta este judecata că lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult ce? Întunericul decât lumina. Și din ce cauză o iubi mai mult întunericul? Că faptele lor erau rele. Deci nu faptele sunt cauza luminii și a întunericului. Și judecata, dacă o luăm numai așa, am făcut fapte bune, mergem la rai, am făcut fapte rele, mergem la iad. Nu! Ci rațiunea faptelor, adică ce a fost în spatele faptei, cu ce scop am făcut, cu ce gând am făcut noi faptele respective. Înțelegeți? Asta e profunzimea la care vrea să ne ducă Mântuitorul Iisus Hristos. Că zice, dacă cine face rele, urăște lumina. Nu vrea să îi să se arate adâncul faptelor, cu ce o fac eu fapte? Acum vă zic, le-am zis și eu și la tineri și nu o zic neapărat sub formă de glumă, dar e și ca o glumă. un copil întârzie la școală. Întârzi o oră și chiulește o oră de la, de la școală și profesorul îi zice, păi, măi, ai lipsit, dar măcar ai făcut o faptă bună. Cât ai lipsit? Și ăsta zice, da, și am ajutat o bătrână să treacă strada. Păi bine, bine, da, e bine că ai ajutat. Dar o oră? pe deci, ce da, dar ea nu voia. Da, da, da. No, stați un pic. Fapta bună, am citit aici și de la Solomon are vremea ei. Deci nu faci fapta bună când celălalt nu vrea. Că atunci devine, se transformă într-o faptă rea. Și pot da zeci de exemple de felul ăsta. Uitați-vă în pateric. Îi minciună faptă bună sau e rea? Și îmi e rea. Dar cu ce rațiune faci? Da adevărul. Păi bun, zicem adevărul. Dar dacă spui adevărul numai ca să-l judeci pe celălalt. Știți când vine la urmări de poliție la călugăr și ăsta l-ascunde da? În, în paterie Și vine poliția, unde e? nu știu, s-a dus pe aici, nu l-am văzut. Și când iese din cufăr, în scoate afară, zice, ia minte la sufletul tău. Păi a fost efectiv pătruns de vorba călugărului încât s-o și convertit pe loc. Zice, mă, eu mă fac călugăr aici. O mințit sau nu o mințit? O mințit. Dar cu ce scop? Înțelegeți? Mântuitorul n-a venit să judece lumea, ci să mântuiască lumea. Vorbele, faptele, gândurile noastre, toate au un scop. Și scopul ăla adânc a venit zice despre Ioan Botezătorul, el a venit să descopere gândurile multor inimi. Deci oamenii pe din afară se arată într-un fel, noi ne arătăm într-un fel sau în alt fel, dar adâncul acela va fi judecat de Dumnezeu. Am vorbit aseară la, la Gherla despre ce înseamnă străfundul inimii și cum noi, zice sunt un Maxim Mărturisitor, acolo în adâncul nostru trebuie să ne vindecăm. Pentru că adâncul inimii proiectează fie în trup, fie în minte, proiectează anumite fapte. Și nu e suficient să nu mai faci fapta fizică, adică nu mai proiectezi în trup uh, uciderea care o am în mine, mânia. Mânia din in, in inimă o proiectezi în, în trup ucigând sau bătând, făcând violență. Ei, nu mai fac violență că mă arestează, mă bagă la închisoare, dar un în gândul meu ce fac? Îi zic, prostule nebune, și ce zice mântuitorul? Și ești ucigaș. Că nu ți-ai vindecat, ai proiectat numai în cap, nu în trup. Am zis aseară un cuvânt de la, și l-am auzit la, la Gherla cu câțiva ani în urmă. A venit cineva și le-a zis, într-o iarnă, erau mulți deținuți scoși pe terenul de fotbal și nu prea ascultau cuvântul Domnului. Puțini erau pe la garduri. și a venit cineva și zice, Vă știți care e diferența între mine și voi? Ăștia toți care? Ce pe mine nu m-au prins. Și toți au vin la garduri. Nu, no, ăsta are de ne spus ceva. Și m-am gândit, să știți că în fața judecățului Dumnezeu noi suntem la fel ca și deținuții, că n-am proiectat în trup și în fizic faptele, nu înseamnă că suntem mai puțin vinovați. De ce urâm lumina? Că atunci când venim în fața lui Hristos, El descoperă și gândurile noastre, descoperă intențiile noastre, descoperă absolut tot ce facem noi. De asta în fața judecății lui Hristos noi nu putem să păcălim pe nimeni. Nu avem cum să... Doamne, știi că noi am făcut. Putem să mergem să, să justificăm? Doamne, toate le-am făcut. Cum facea fariseu? Am postit, am dat zeciuială, făcut, tot, tot, tot am făcut. După uh, criteriile pe din afara Evangheliei de ziua de astăzi, fariseul trebuia să fie de-a dreapta, nu? Cu oile. Și totuși Mântuitorul zice, nu. Pentru că rațiunea, gândul cu care le-a făcut el, nu erau spre mila oamenilor. Zice, milă, voi zi, nu jerfă, zice Mântuitorul. Și voi faceți faptele numai ca să bifați. Să vă, ce zice în predica de pe munte, milostenia, postul, rugăciunea. Ce nu faceți înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Nu, că dacă le faceți, v-ați plata. Aici. Și faceți să nu știe nimeni. Și acum, zice, cel care lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate faptele lui că în Dumnezeu sunt săvârșite. Când suntem atrași spre Dumnezeu atunci când inima noastră începe să se vindece sau când dorim vindecarea inimii, suntem atrași pe Dumnezeu ca orice fapta noastră, <coughs> și aici e conștiința care zic părinții bisericii, sunt săvârșite în Dumnezeu deci nu eu sunt cel care am făcut faptele, că dacă am conștiința că am făcut ceva bun pe pământ deja mă situez de-a stânga, nu de-a dreapta, deja sunt cu caprele nu mai au conștiința asta că au făcut ceva bun de asta părinții bisericii spun că ori de câte ori ne apropiem de Hristos, trebuie să vinem în stare de pocăință. Și ne rugăm tot timpul, cealaltă vreme a vieții noastre, cum să fie? În pace și în pocăință să o, să, să o petrecem și apoi sfârșit creștinesc și răspuns bun la înfricoșătoarea judecate. No, omul care are conștiința că el este cum, e? Cum, cum suntem noi, ce conștiință avem noi? Că tu despre tine ce spui? Îți unui duhovnici care atunci când mergi la spovedanie, ăsta e primul lucru care te întreabă. Ce spui tu despre tine? Păi îi spun că sunt așa, așa, dar acum așa aș întreba, dumneavoastră ce ziceți despre voi? Ești oaie sau ești capră? Nu, no, ăsta e cel mai greu lucru. Știți, aia am în pateric întreabă despre Evanghelia de azi, care sunt oile și care sunt caprele, că nu înțeleg. Și ăsta zice, bă, ce caprele sunt eu și oile Dumnezeu le știe. Dar acum, dacă ești conștiința, ai conștiința, ai inima ta, mintea ta, spune, mă, eu sunt capră, în ce stare trăiești? Păi de plâns, dacă scap, înseamnă că de-a stânga. Ia, mă mănâncă. Și atunci numai în stare de pocăință. Și atunci o să ai la sfârșit ce? Surpriză! Că dacă ai stat în stare de pocăință, te ia Hristos și te pune de-a dreapta. Dacă, dacă ai conștiința că ești oaie. Păi eu n-am făcut atâtea păcat. Eu sunt a, ai de mine. O să ai surpriza inversă. Că va veni și va zice Hristos, pare rău. Tu ai avut inima, interesele tale au fost alte, scopurile tale au fost alte. Chiar dacă ai făcut fapte bune. Cu grămada. Am câteva exemple să vă dau. Primul, iar o, o pildă care puteți o luați și ca și glumă, dar eu iau un tragic, să știți. La poarta raiului, da? La poarta raiului vine o trupă de preoți, teologi, predicatori și sunt petru zice, bun, cine sunteți voi? Păi de, teologi, predicatori, Preoța asta am făcut, no, stați un pic aici deoparte, știi? așteptați un pic și vine o trupă de femei desfrânate, voi ce ați făcut? Păi uite, am făcut păcate, desfrânate, dar la sfârșit ne-am pocăit, ne-am părut rău, ne-am întors către Domnul. La rai, hai, voi. După aceea, o trupă de bețiv, voi. Păi nu uite, am bețiv, am fost în tătie feluri, vai de capul nostru, dar până la urmă ne-am trezit de cap și ne-am părut rău, ne-am ne pocăit, la rai. Și apoi Petru vede iară pe teologie, voi, preoți, teologi, păi vă ce ați făcut? Păi noi am vorbit despre Domnul, am făcut cu tare și cu tare lucru. A, zice, sala de conferință în stânga. Nu-i de -a dreapta. Eu cam usturătoare, pentru că unii vorbesc și cei care vorbesc prea mult nu mai au vreme să facă. Să vă dau două exemple. Nu vă spun nume la primul exemplu. Eu am zis că îl iubesc pe Părintele Iosif, să-i fac foarte tare. Dar am întâlnit un preot care nu se laudă că îl iubește, nici nu se laudă că e staș. dar l avea pe părintele Iosif Trifa pictat în biserică, acolo, într-o cămăruță ascunsă. Și acum șoc pe mine când l-am văzut. Tu ai tu l-ai pictat pe părintele Iosif, nici nu știam că îl citești. l l-a pictat acolo și nu se laudă. Și pe lângă părintele Iosif mai era pictat acolo cineva. Părintele Ioan de la Lafteia, care i duhovnicul meu, a rămas trăznit. Mă, nu se poate, că stai în viață. Bine, nu o puc, fără aureolă. Și pe lângă părintele Ioan de Laftia, chiar în dreapta lui, știți cine era? Părintele Grigore Soporan, pictat în biserică, cel care a fost aici în Iris, pe care l-ați cunoscut și om smerit și duhovnicesc, a fost... Vai, de și am zis, mă, eu am zis că iubesc pe oamenii ăștia, dar nici nu m-am gândit măcar să-i pictez în biserică când voi construi. Ăsta sunt un exemplu, da? Și el, ăsta nu se laudă, nu zis nici să nu spui la nimeni, să nu cumva să, să se zmintească careva din cauza asta. Eu nici n-am spus la nimeni să mă ierte, domn. Vedeți <fie> <fie> cât de rău. <fie> da, am făcut și poze de alea, nu le are numai personal. No, asta e primul exemplu. De unii care spun, eu care vorbesc, și alții care fac. Al doilea exemplu, v-am mai spus de părintele Ioan, părintele Florin Ardelean de la Satul Mare, care a fost aici acum câteva săptămâni la Sfântul Maslu și are un frate geam în preot. Și el. Și eu cunoscut oastea Domnului pe internet și o citit foarte multe din cărțile oastei Domnului. Părintele Florin am fost de mai multe ori și în mijlocul nostru. Părintele Ioan, fratele lui, nu. L-am întâlnit o singură dată când am fost cu tinerii la satul mare și zilele trecute, săptămâna trecută l-am mai întâlnit a doua oară. Dar acum două sau trei săptămâni când a fost Sfântul Maslu, a fost Părintele Florin aici și zice, uite, fratele meu au trimis niște bani pentru adunarea oastei Domnului de aici, dar zic, cu ce ocazie? Păi zice, ca și recunoștință de cât de mult au făcut oastea Domnului pentru el. Am luat foarte uimit. Și când am descris plicul, erau 5.000 de lei. Așa am rămas de uimit, am zis, noi vorbim că trebuie să dăm zeciuială, că trebuie să fim dani și milostivi, vorbim, vorbim. Dar el o a dat unde? Unde nu-l cunoaște nimeni, că nu cred că vă unul dintre oasea îl cunoașteți. Ca să nu poată fi lăudat. Nu acolo. Da? Și ca și recunoștință față de cine? De părintele Iosif care a lucrat înainte și care a muncit și de care roade se bucură și el și ne bucurăm și noi. Și m-am gândit, oare eu câtă recunoștință am? Sau ce fac? recunoștința mea, mulțumesc frumos, Când știți vorba românului, ce de mulțumesc mi-s buzunarele, dar ceva faptă mai faci pe lângă asta? Sau nu mai discutăm, mai vorbim, No, cred că în fața judecății lui Hristos vor sta și oamenii ăștia care ne vor judeca pe noi și care ne vor întreba, da, ai dat atâta din gură și ai vorbit, dar nu cumva ești cu sala de conferință aia din stânga? Ai vorbit mult și ai făcut puțin? Nu cumva cei care, eu cred că sunt mult mai mulți care habar n-avem noi, știi, am descoperit eu așa, întâmplător, sunt mult mai mulți care habar n-avem noi, care trăiesc cuvântul lui Dumnezeu, care fac faptele lui Dumnezeu fără interes, fără să-i laude lumea, fără să caute, să urmărească, a, fac și eu ca să, să mă zică cum, e, cum era aceea, ce să mă zică popa în biserică, cât de mult am dat, cât... gata, s a dus, tătă, fapta mea cea bună dacă m-o spus, dacă o afla cineva. Ce fapta voastră trebuie să fie făcută în ascuns. Orice fel de fapte. Asta văd eu rațiunea Evangheliei din ziua de astăzi. Nu că ai bifat, am făcut sau n-am făcut. Nu. Ai făcut în Dumnezeu, adică în ascuns, sau ai făcut ca să te laude oamenii. Și când facem în ascuns, atunci ce omul care face în ascuns, nici măcar dreapta lui nu știe ce a făcut stânga. Adică nici el nu își amintește, nici nu se gândește că a făcut ceva bun pe pământul ăsta. De -aia va fi surprins la judecate. Hai să lăsăm pe Domnul să ne surprindă El și noi să trăim starea de pocăință și să ne rugăm să avem un răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a Lui Hristos. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.